Suntem din nou la rubrica Natura e acasă, alături de Deiu Stanciu, ambasador al Fondului Mondial pentru Natură. Bun găsit, Deiu! Bună din nou și din nou, Mona! <laughs> și din nou vorbim despre o temă foarte interesantă astăzi, despre mări și oceane, despre lucruri frumoase, dar și îngrijorătoare, în aceeași măsură. Știm că oceanele acoperă 70% din uh, suprafața planetei și produc tot 70% din oxigenul pe care îl respirăm. De ce sunt atât de importante oceanele și mările pentru existența noastră? <gântu -i> în uh, mod ironic, noi când mergeam la școală, învățam uh, acea. Uh... Anatomia pământului a planetei și uh, plămânii erau reprezentați de jungla amazoniană de păduri, ori uh, rata de producere uh, a, car uh, a oxigenului este mult mai mică. Este undeva între 20 și 30%. Uh, dar iată că oceanele de fapt contribuie mult mai mult uh, și la stocarea uh, dioxidului de carbon, dar și la producția de oxigen. Ele absorb și stochează, cum am spus, mari, mari cantități de dioxid de carbon și joacă un rol crucial în combaterea schimbărilor climatice. Oceanele uh, găzduiesc cea mai mare biodiversitate, uh, care e absolut esențială pentru echilibrul ecologic global. Din păcate, în acest context al schimbărilor climatice, temperatura mărilor și a oceanelor a crescut anormal de mult și continuă să crească. Cum afectează acest lucru viața marină, și, nu în ultimul rând, cum afectează viața noastră? Exact, are efecte devastatoare, mai ales asupra vieții marine. Putem să amintim tristul eveniment al albirii sau a... albirii co coralilor, da, da. care, de fapt, mor. Migrarea peștilor spre ape mai reci, uh, reducerea habitatelor pentru speciile de coastă uh, și, de asemenea, uh, topirea ghețarilor, iarăși, și creșterea nivelului mării creează un pericol real pentru comunitățile de coastă. Iar uh, să amintim și activitatea umană, care, prin emisiile de gaze cu efect de seră și poluare, au amplificat uh, major acest proces. Să amintim și faptul că uh, creșterea temperaturii mărilor și oceanelor duce la. Aceste tornade, cicloane, furtuni, pe care începem și noi să le trăim chiar în România. Dar dacă e să vorbim despre Marea Neagră, de pildă, care sunt problemele aici? Ce probleme întâmpină fauna marină de aici, de lângă noi? Exact. Delfinii, de exemplu, sunt foarte grav afectați de pescuitul comercial. Le dispare hrana treptat. Rechinii și alte specii de pești sunt și în grav pericol datorită pescuitului comercial. Ei devin hrana noastră. Um, o chestie interesantă este că noi, la un moment dat, chiar am avut focă mediteraneană, care, din păcate, a dispărut complet din Marea Neagră, iar uh, nevertebratele sau uh, păsările marine sunt, de asemenea, foarte afectate și de poluarea umană, dar uh, și de distrugerea implicită a habitatelor lor naturale. Și când ascultăm pe cineva care ne spune despre toate aceste lucruri care par foarte, mai degrabă, aproape de cercetători, de biologi, mi se pare că noi nu putem să schimbăm lucrurile niciun fel. Totuși, putem să facem ceva fiecare dintre noi să protejăm mările și oceanele? Exact. E de datoria noastră măcar să încercăm să reducem deșeurile, să Alegem alimente organice și sustenabile, să cumpărăm produse uh, care vin din uh, pescuit responsabil, produse marine mm -hmm. pescuit responsabil, în termeni simpli, uh, și să evităm să utilizăm ceea ce am văzut deja foarte des în uh, oceane și în mări, uh, plastic de unică folosință, de la bețișoare de urechi. Ați văzut uh, cât de des apar uh, în fotografiile de pe National Geographic. sau... De nu numai dacă da. ne ducem la acolo unde se varsă Dunărea exact. în mare, putem să vedem cu ochii noștri uh, cât plastic uh, se adună Acolo, dar nu vine întâmplător, nu vine așa de neunde, ci noi suntem cei. Exact. Orice sticlă, orice pet, orice capac pe care îl aruncăm la întâmplare, acolo se duce și astfel ajunge în mare. Deci, până la urmă, trebuie să avem o viață responsabilă. Exact. Să spunem noi, dacă sună poate prea mult pentru unii, să știți că, de fapt, orice gest pe care îl facem, fiecare dintre noi se adună pentru sănătatea planetei și a noastră, pentru că noi. Depindem, o, împărțim. o împărțim și depindem de lucrul ăsta. Ce, Ce inițiative are VVF România pentru a proteja Marea Neagră? Um, promovează practic de pescuit sustenabil uh, și are de foarte mulți ani, cred că de vreo 5 ani, uh, un program uh, care se numește Patrula Zero Plastic. Și uh, pe lângă asta colaborează cu tot felul de organizații pentru protejarea Mării Negre și a biodiversității acesteia sprijină politici de conservare, educă publicul asupra impactului pescuitului, dar și al poluării. Da, e la fel, să spunem acum la final de rubrică, sunt foarte multe lucruri pe care le puteți afla de pe site-ul www.ro. Puteți să vă inspirați de acolo, puteți să vă luați idei pe care puteți să le puneți fiecare dintre voi în practică și alături de familie sau alături exact. de prieteni, așa că intrați pe www.ro. Luați-vă noi... informații ca să veți ce discuta la petrecere. Exact, iar noi de ne întâlnim și săptămâna viitoare la Abia o nouă aștept. rubrică.